un joc care anunța un egal din nou. Nu mi s-a părut nicio diferență între echipe pe teren. Am luat bătaie. Dar asta e, am fost naiv din nou și am alergat mult și din păcate degeaba n-am obținut nimic. Da, cred că am avut și noi șanse, câteva șanse, așa pe joc, nu știu, a fost un meci echilibrat, cu momente bune și pentru noi și pentru Rapid. Faptul că ei sunt lideri acum în clasament, ar fi ceva încurajant pentru noi, dar în același timp, după câte înfrângere avem anul ăsta în același stil, e greu să ai găsești ceva motivant în momentele astea. Ce crezi că nu funcționează în fața de atac? Asta încă la început de omor cu CSV, CSU, Craiova și deodată totul s-a spus, n-am mai funcționat așa de bine, anumite combinații. Da, am ajuns de multe ori în fața porții, într-adevăr. Așa e greu să găsești, știu, să ajungi la o concluzie, aia să fie cea adevărată. Da, am ratat mult, am făcut și greșeli la fiecare meci. Ăștia suntem în momentul ăsta. Clar îmi doream mult mai mult și îmi doresc mult mai mult. Sunt foarte dezamăgit și, nu știu, vedem, trebuie să facem ceva în viitor, pentru că așa o să fie foarte greu. Da, sincer, de asta am venit să vorbesc, pentru că altfel nu mă ascundeam de o înfrângere, dar am auzit înainte de meci o explicație de la voluntari, am înțeles că arbitrii care erau la VAR acolo au crezut că mingea n-a fost în mână, în genunchi. Asta a fost explicația oficială. Păi să-și ia un telescop sau la voluntar probabil o fi televizor de la cu tub și n-au apucat să vadă meci, sau mâncat nachos, ce a făcut? A mâncat iute, s-a dus la baie în timpul meciului. Cum să fie explicația că l-a lovit mingea în genunchi? Pierdem puncte, suporterul te înjură, face efort degeaba, nu? Păi cred că ar trebui să plătească și ei. Clar, nu scuze cu nimic evoluția noastră de până acum, n-aș vrea să fac, acum știu, să vorbesc ca să ascund alte lucruri, nu mă interesează deloc treaba asta, dar mi se pare de o penibilitate ieșită din comun. Să spui că ai crezut că te-a lovit mingea în genunchi, păi și la Romario n-ai mai crezut că l-a fost roșu, tu ai vrut să dai roșu sau cum? Nu vreau să mă gândesc la alte combinații. Bă, dar n-ai cum să zici că a crezut că e adapt în genunchi. Păi cum ai crezut? Tu ai televizor în față, unde pe Giulești un plasme să vede penaltul, dar acolo e televizor mic sau care-i treaba? Ok, este o echipă amărâtă, probabil. Lumea ne-a luat așa de râs și probabil își perim mai multe cu noi, dar hai să ne respecte și pe noi. Ok, știm că fotbalul românesc nu e la un nivel foarte înalt, se oprește jocul de 700 de ori, fault la fiecare fază, nici noi nu suntem la cel mai înalt nivel, dar să nu-și bată joc de noi, nu? Într-adevăr, nu e bine ca fotbalist să vorbești despre lucrurile astea, dar mi se pare penibil, serios, chiar penibil, nu știu, mi se pare, te ia cineva la mișto, să crezi, deci să vine mingea în mână, tu te uiți la televizor, vezi 300 de relori și a crezut că l-a luat mingea în picior. Doamne ferește, nu știu, păi hai să nu mai jucăm. Bineînțeles, e VAR, penalti, ok, penalti. Am la bătaie din cauza unui penalti care la VAR a fost penalti, ok, asta e nicio problemă. Nu contează, nu ne interesează asta, dar dă-ne și nouă penalti, nu crezi că te-a luat mingea în genunchi, suspendă-l și mai de ani și pe el să sufere, nu? Mergi la galerie, te înjură suporterul de familie, de toate cele, păi dă-ne bă și nouă ce e al nostru, nu? Sau nu veni cu explicația asta penibilă, măcar minte, nu știu, spune ceva, că ala, ai crezut că e mâna lipită sau mai știu, să crezi că e în genunchi și să vezi reloarea, adică mi se pare penibil, sau probabil, cum am zis, televizorul era mic sau arbitru mânca nachos, nu știu ce făcea în momentul ăla, dar e lipsă de respect față de jucători. Nu știu ce preferam, nu vreau să mai dezvolt subiectul, nu vreau să ascund încă o dată, zic, evoluția mea și a noastră din seara asta pe faptul că n-am câștigat sau nu câștigăm puncte, dar în același timp nu pot să-ți bagi joc de jucător, nu știu, chiar mi se pare bătaie de joc, adică dacă eu respect arbitru pe teren, păi respectă-mă și tu nu-ți bate joc de mine, nu? Nu mă interesează de Anderlecht, acum ce, bă, în frângerea asta îmi venea să par vestiarul, mă gândesc la Anderlecht, acum. Nu mă interesează. Nu mă țin nimic, mă gândesc în primul rând la mine și o să văd la meciul ăla și să-l privez la televizor. Păi nu știu dacă e de click neapărat. Am ratat, am făcut greșeli, da, noi vrem să câștigăm fiecare meci, asta e clar. Și cred că atitudinea noastră pe teren la fiecare meci a fost de a câștiga meciul, ne-am creat o grămadă de ocazii. N-am reușit, probabil nu avem calitate, asta e valoarea mea și a noastră în momentul ăsta. Sperăm să creștem și să câștigăm și să facem o atmosferă mai bună pentru noi, pentru că suporterii deja își pierd răbdarea, cu Cluj e o echipă foarte iubită și ar fi păcat să dezamăgim prin treaba asta. Alex, cum ți se pare noua menirea dumneavoastră? V-ați înțeles? Cum ți se pare antrenamentele? Ceva diferit față de domnul Mitor? Da, clar, au fost doar mici chestii, nu pot să schimb totul dintr-o dată. Da, e un antrenor cu experiență în Liga 1. Eu personal am lucrat foarte mult timp la echipa națională cu dumnealui. Sperăm să schimbăm lucrurile în bine. Cu voluntar cred că am arătat bine, am controlat jocul. Încă o dată zic și astăzi, nu cred că a fost o diferență între noi și Rapid. Dar deja scenariul ăsta mi se pare că îl repet de fiecare dată când vorbesc și
vorbești degeaba. Păi nu vreau să trag niciun semnal de alarmă, nu e treaba mea ca jucător, mi se pare penibil eu ca jucător să vorbesc, încă o dată zi, nu vreau să ascund nimic. Bă, dar n-ai cum, nu știu, bătaie de joc, sincer, bătaie de joc, nu? Suspend arbitrul ăla, fă-i ceva, nu? Plus explicația în sine, mi se pare din filmele cu, nu, din desene animate mi se pare explicația asta. Dacă ai crezut că l-a luat în genunchi și tu ai VAR în față, înseamnă că asta e, ne lăsăm și nu mai jucăm cu VAR.